În jur de 3.000 de hectare de culturi agricole au fost distruse de furtuni, a anunțat Direcția Agricolă Buzău. Cele mai afectate suprafețe de teren au fost cele cultivate cu porumb. Seara zilei de joi au fost niște fenomene foarte violente care s-au abătut asupra unei porțiuni din județul Buzău, mai exact pe partea de Racovițeni, traversând zona europeană a șoselei E85. Și mergând către Joița, Ziduri și atingând o destul de importantă cultură, suprafețe destul de însemnate, aici afectând suprafețe întinse de porumb, floarea soarelui și viță de vie. Specialiștii din cadrul Direcției Agricole Buzău au fost încă de luni după ce au primit, după ce s-au primit în științările. Au fost luni dimineața, au proces către zonele respective și mergând și către primării și către oameni afectați, s-au făcut constatările și valorile. După păcate, proporția fenomenului, deci proporția afectată fiind destul de însemnată, între 90 și 100%. Deci, noi apreciem că suprafața afectată este în jur de 3.000 de hectare, aparținând, vorbind aici, de toate culturile respective. Sigur, au fost și suprafețe care au fost, erau preierate, la, mă refer aici, la culturile desemnate din toamnă și aici, din fericire, n-au fost, adică n-au avut ce să constate decât faptul că culturile au fost ferite. Dar la ora asta noi facem aceste procese verbale, le înturbim, să le distribuim către oameni ca să poată să meargă cu ele mai departe. Fie la APIA, ca să fie la finanțe pentru a nu putea, pentru a putea fi scutiți de impozitul pe venitul realizat. Am văzut suprafețe și de legume, chiar și suprafețe și culturi de legume unde erau foarte roditoare și foarte bine lucrate. Iar aici, cu mare, mare durere și mare tristare, spun asta pentru că oamenii au investit foarte mulți bani, au făcut investiții respectiv în infrastructură, în aprovizionarea cu apă, în fântâni, în diverse echipamente pentru și utilaje pentru a putea să irige. Cel mai afectat rămâne totuși porumbul, pentru că este cultura cu cea mai mare pondere, dar v-am spus iar suprafețele respective, culturile respective stau chiar foarte bine. Adică sunt culturi unde dădeau speranțe de producții mari. Nu vorbim de culturi care, să zicem, erau afectate de secetă și atunci acolo poate că nu era așa impactul și durerea așa de mare. Dar vorbim de suprafețele care au fost afectate, unde erau culturi foarte, foarte. Fermierii care au suferit pagube pot depune înștiințări la Direcția Agricolă Buzău. Și prin dumneavoastră rog să oameni afectați, oameni cu probleme, depună înștiințările. Săptămâna trecută, în județul Buzău au fost înregistrate furtuni puternice și cantități mari de apă care au afectat în anumite zone culturile agricole.